Te salut, Emanuel Toader de la Azura.ro. În continuare vei vedea cum se instalează sistemul de Nano Azura Pro 75AG. Numai că în video, în continuare, vei găsi cuvântul de osmoză sau de Osmo Azura. Este în regulă, ai primit Nano Azura, ai primit nanofiltrare pentru că asta ți-ai dorit, dar am deja videoul făcut pentru osmoză inversă. Și atunci ele se instalează fix la fel, adică aceeași procedură, pas cu pas. Ok? În ce n-are sens să fac un alt video, vei vedea în continuare cum se instalează Nano Azura, numai când video îi voi spune osmoză, pentru că video a fost făcut pentru osmoză inversă. De ce sistemele sunt la fel? Pentru că diferă doar ceea ce intră în carcasa asta de aici. Este o carcasă, da? Aici. Diferă doar membrana. Fie că e membrana de osmoză inversă, fie că e membrana de nanofiltrare. În rest, sistemul este identic. Aceeași structură, același filtre, un singur filtru diferă. Ok? Deci, în continuare, vei vedea cum se instalează Nano Azura și Osmo Azura, pentru că practic e același sistem. Diferă doar un filtru. Mulțumesc! Salut, Emanuel Toader de la Azura.ro. Vreau să-ți arăt cum instalezi sistemul nostru de osmoză inversă Osmo Azura Pro 75AG alcalin. Ok, Pro, pentru că este un sistem mai complex, cu cadru metalic, cu pompă de presiune, 75 de la membrana de osmoză inversă, de 75 de galoane, AG, pentru că sistemele de filtre din interior sunt cu argint, da? 1, 2, 3, 4 filtre cu argint din 6. Nu se putea mai mult pentru că le punea și pe acela, dar acolo nu există tehnologie cu argint în ele. Ok, și cu pompa de presiune. Deci, practic, pe spate are sistemul de pompa de presiune. Foarte important, ca să nu uit, înainte să intrăm în detalii de instalare, folosește întotdeauna sistemul de osmoză inversă cu pompă de presiune. Pentru că fără 2,5 bar presiune, vei găsi în altă parte presiunea de 2 bar. 2,5, crede-mă, nu funcționează corect. Nu se dezlipesc contaminanții bine de pe membrană, ok? Ca să rămână curată și să poată să funcționeze mai mult timp, să funcționeze măcar un an de zile bine, fără nicio problemă, și să ai eficiență de filtrare bună. Și acum, să intrăm în detaliile de filtrare, de instalare. Vei găsi în pachet piesă de branșare sub chiuvetă. Atenție, garnitura în interior, s-ar putea să o găsești în pachet căzută. Foarte important să o pui în interior pentru că garnitura asta cade foarte ușor de aici și nici nu poți să folosești altă garnitură, pentru că nu este o garnitură dreaptă, este o garnitură îngropată, are o anumită formă. Da? Poziția asta, așa cum este acum pe linie, este închis. Atenție, de obicei este deschis, dar în cazul ăsta, la robineții ăștia, este închis. Deci îl lași așa până când ai drumul la apă în sistem. Deci atenție mare la garnitură, chiar și când instalezi și nu ești atent, poate să scadă. Atenție! Că fără garnitura asta nu poți să instalezi, nu merge cu câlți, nu merge cu teflon, nu merge cu nimic. Ai nevoie de garnitura asta. Deci uită-te cu atenție să existe și să o pui și să rămână acolo când instalezi. Deci, piesă de alimentare a sistemului de filtrare. Vei găsi o piesă anti-inundație. Explic mai târziu ce este cu ea. Vei găsi teflon pe care îl folosești pe filet, aici pe vasul de stocare. 7-9 straturi. Vei găsi robinetul de care se pune pe vas, da? Și robinetul special pentru vas. Ce mai găsești? Vei găsi o cheie specială pentru a putea să instalezi bateria. Vei găsi membrana de osmoză pe care tu trebuie să o introduci aici. Se desface capacul ăsta de aici și trebuie să o introduci. Îți arăt mai târziu cum. Dar ea vine în țip la ei, pentru că așa trebuie să stea până când este introdusă în interior. Vei găsi piesă de branșare pe scurgere. Ok? Asta e piesa de pe scurgerea de la chiuvetă. De ce? Pentru că sistemele de osmoză inversă și de nanofiltrare au nevoie de această scurgere ca să poată să arunce contaminanți împreună cu o parte din apă. Vei găsi două chei. Cheie pentru carcasele astea mari, cheie pentru partea asta de sus, pentru membrana de aici. Vei găsi furtun suficient, 6 metri. De obicei,
din care tai tu, cu un cutter bun, cu un cuțit care taie bine, ca să nu lase grad, da? Ca să poți să tai părțile necesare ca să poți să instalezi filtrul. Și am să începem acum să explicăm cum. Ok, deci avem așa, partea de alimentare de sub chiuvetă, ăsta este robinetul. Se închide apa rece, depresurizezi, adică dai drumul la robinet deasupra, după aceea îți faci furtunul flexibil, că ai un furtun flexibil și instalezi piesa asta. Atenție, încă o dată insist la garitură. Nu sunt nebun, sunt doar foarte atent ca să nu greșești și să nu faci ceva greșit. Ok. De aici vine furtunul. Furtunul, sper că știi cum se lucrează cu cuplele astea rapide. Am băgat piesa, furtunul, am apăsat, trebuie să intre cam jumătate de milimetru, jumătate de centimetru, am tras, s-a blocat, dar trebuie să simți cum intră. Ca să desfaci vreodată de aici, doar dacă împingi gulerul ăsta în interior, da? E o piesă mică de plastic, îi spun guler. Trebuie ținut în interior în timp ce trag de furtun. Cu unghiile țin interior și trage, altfel nu mai este, da? Ok, deci am băgat furtunul, da? Dar în loc să vin cu furtunul direct la in-ul, la carcasa numărul 1, la in-ul de la intrarea de la sistem, unde vine aici, trec prin piesa asta, anti-inundație. De ce? Ca să am protecție dacă vreodată ajunge apă jos acolo să oprească, de la filtru, de exemplu. Da? Ok, vezi că aici ai in și out. In însemnând intrare, out însemnând ieșire. Ține cont de treaba asta. Furtunul care pleacă de la piesa asta trebuie să ajungă în in-ul de la piesa asta, și anume aici. La fel, când împingi cu furtunul, ține de piesa asta cu degetul și împingi. Nu prinde de aici, pentru că forțezi și poți să rupi. Este plastic. Dacă apeși foarte tare, s-ar putea să faci o mică fisură și să curgă mai târziu. Deci, am venit de la piesa asta cu furtunul, am intrat în asta, unde scrie in. Ieși din asta cu furtun, că de-aia spuneam că trebuie să tai bucăți de furtun cât ai nevoie. Ieși din asta cu furtunul de la out și mă duc direct în in-ul, în carcasa numărul 1, adică de la sistemul de filtrare. Ok? Și practic am rezolvat în momentul de față alimentarea. Nu dau drumul încă la apă, doar am instalat alimentarea. După care mă duc și instalez pe scurgere această piesă. Găsesc o parte din scurgere, unde este poate mai sus, unde să nu se adune multă grăsime sau mizerie de la scurgere, da? Și unde să am și diametrul potrivit. Da? Se desfac aceste șurubele, da? Și îmbrac efectiv scurgerea. Dar înainte să îmbrac, trebuie să dau o gaură. Mă uit și văd unde dau o gaură cu un spiral subțire, cam cât gaura asta, te orientezi și zici, ok, cam cât are gaura asta, păi cam atât. Da? Și dau o gaură, pentru că trebuie să intre apa exact, adică piesa, gaura asta să fie exact pe piesa de la, pe scurgere. Cum faci asta? Cu o șurubență mai subțire care trece, verifici. Să treacă și să ajungă acolo. Foarte important. Nu dau gaura aici și piesa o pun așa. Că nu o să mai funcționeze, o să mi se blocheze membrana de osmoză, că nu are unde să arunce contaminanții. Deci foarte important acest lucru. Dar, ca să nu curgă apa, ai aici o bandă de izolație cu adeziv pe ea, care se lipește, se dă jos partea asta maro, da? Și se lipește în interior aici. Ok? Și de-abia după ce am lipit asta în interior, și am dat centrul ăsta jos, că mai are și un centru, ca să fie gaură, da? Și am dat centrul ăsta jos, de-abia după aceea vin și fixez pe scurgere această piesă și îmbrac. O strâng, atenție că strângi de tare, pentru că e plastic, s-ar putea să fie mai largă țeava și să fie așa. Nu strângi până când, cât poți tu, pentru că o rupi. O strângi până când nu se mai mișcă pe țeavă, până când vezi că este fixată, ok? Foarte important și acest lucru. Au fost cazuri în care nu s-a putut pune piesa asta. N-am avut nicăieri un spațiu. Eu am făcut și instalări. N-am avut nicăieri spațiu unde să pot să pun. Ce fac în situația asta? Iau un spiral exact cât sau puțin mai mic cât furtunul. Dar aici trebuie să fie precizie mare, atenție. Și dau gaură undeva în scurgere. Și vin cu furtunul și îl împing în gaură. Ascut un pic un cutter și îl împing direct, da? Să intre 2 cm, 1 cm, da? Acolo. Dar să fie fix, pentru că altfel îți va curge apă când speli vase. Atenție la treaba asta, da? Deci se poate și treaba asta, dar atenție, să rămână fix acolo, da?
fă treabă bună pentru că este casa ta, sau dacă ești instalator, fă treabă bună ca să nu te întorci înapoi, e normal. Ok, deci am terminat și cu scurgerea. Ok, mai târziu spun ce, unde vine la fiecare, la unde se cuplează. Acum, avem alimentarea pusă, avem scurgerea pusă. Instalăm bateria. Da? Am să o scot de aici. Cred că am să și tai ca să pot să scot, că s-a făcut un nod aici. Ok. Și asta e bateria. Ta-dam. Dar avem aici în interior, nu arunca punga asta. Hai, piesele astea. Atenție la ele, nu le pierde. Ok? Și acum să-ți arăt cu fiecare ce faci. Piesa asta care are și garnitură vine aici. Și vine deasupra chiuvetei. Până aici e clar, da? Mai avem două piese care arată ca niște garnituri. Una este rigidă de plastic și una este de cauciuc. Poți să le pui dedesubt, sub blat sau poți să le ignori. Pentru că deja apa este oprită aici, nu are cum să treacă, că e garnitura aici, da? Deci nu neapărat să le folosești pe asta. Avem o șaibă, nu mi-aduc aminte cum se numește asta, cu zinți, care se bagă dedesubt. Și avem piuliță. Cu care strângem bateria. Toată asta trebuie să fie dedesubt. Deci șaiba și piulița. Ok? Și ai cheia care intră și strângi. Foarte interesantă cheia asta, că e ca o tubulară, adică e o tubulară, este goală și atunci poți să te duci să strângi până sus. Acum, să spunem că bateria este fixată. Apropo, gaura, am uitat să spun, gaura 12 mm. Nu mai mare, nu e numai mică. Poți să dai mai mare dacă vrei, dar nu are sens. 12 mm. Deci trebuie să găurești fie blat, fie chiuvetă, fie da, ce ai acolo. Avem și baterii cu 3 căi, apă caldă, apă rece, apă filtrată, nu mai trebuie să găurești nimic, dar este cost suplimentar, le avem pe site. Astea nu vin în pachet, sunt separate. Ok? Acum, vei găsi 3 piese în, tot aici, în kitul ăsta de instalare. Una metalică și două de plastic, ca o bucșă și ca un con. Nu le pierde. Acum îți spun ce se face cu ele, da? Vin cu furtunul ăsta și pun prima dată piulița. Am mai tăiat o bucată de furtun, da? Măsor cât îmi trebuie și pun piulița. Pun bucșa asta de plastic deasupra furtunului. Pun piesa asta conică în furtun. Ok? Nu am să apăs, tu apasă tare să intre cât mai mult înăuntru, nu am să apăs pentru că după aceea nu mai pot să o scot. Ok? Și ăsta e sistem nou. Și după aceea vin cu ele aici și am strâns. Ok? Și asta este instalarea. Strângi de tot, da? Cât trebuie. Și asta este instalarea furtunului. După ce ai tăiat furtunul, poți să vii cu cheia, să bagi furtunul prin interiorul cheii și să ajungi, furtunul fiind în interiorul cheii, să ajungi aici și să strângi. Este mai ușor așa decât să vii cu cheie, poate n-ai loc. Cam atât și cu bateria. Așa se instalează bateria. Imediat, pentru că nu vreau să pierd nimic. Ok? Astea cele mai importante, restul le pun mai târziu. Acum, mergem la sistem. Ai carcasa numărul 1, care e și translucidă în cazul ăsta. Nu e obligatoriu să fie translucidă, putea să fie și albă. Translucidă ca să se vadă cartușul interior când se mutărește. Celelalte nu sunt. Sau cel puțin nu sunt acum, pe viitor s-ar putea să fie. Deci, avem, cum îi spune, carcasa, cum îi spune, treapta numărul 1 și aici se conectează alimentarea, da? Ok? Acum, avem filtrul ăsta de aici, am să-l aplec ca să se vadă, unde avem un teu, da? Filtrul ăsta este filtrul de post-filtru carbon filter, este cu silver, cu argint în el. Dar atenție, este singurul unde ai teu, n-ai cum să greșești. Piesa asta se conectează prin furtun cu piesa asta, adică cu vasul care vine aici. Ok?
Deci furtun de aici până aici. După care avem filtru de remineralizare și alcalinizare și cuplă liberă. Asta vine la baterie. Deci asta este consumul. Prin furtun se leagă cu bateria. Și mai avem o piesă aici. Am desfăcut-o un pic ca să se vadă. O piesă care e ca o tubulară. Nu știu dacă se vede, ia să vedem. Acum se vede, da? Asta este scurgerea. Furtun de aici până la piesa asta de care povesteam mai devreme. Ok? Și acum ai cuplate toate furtunașele. Totul este cuplat. Mai ai să-l bagi în priză, pentru că e cu pompă și trebuie priză sistemul ăsta, să-i punem membrana și să dăm drumul la apă. Acum, cum punem membrana? În primul rând, desfaci cu mâna ăsta. Se desface. Am să fac așa ca se vadă. L-am desfăcut. Atenție! În momentul în care desfaci, poate să scadă garnitura. Ceea ce mi s-a întâmplat mie acum. Vii cu garnitura înapoi pe carcasă. Asta se poate întâmpla și când schimb cartușe. Același lucru. Am pus-o aici. Vezi că este un pic unsă, cu o grăsime specială, cu un silicon alimentar. Las-o așa. Unsă. Nu o șterge. Vin cu membrana și o desfac. Adică tai aici. Într-o parte am așa două O-ringuri. În cealaltă parte, ca să-ți arăt, o secundă, să mă dezinfectez, să nu pun mâna pe membrană, poți să folosești tu, să te speli pe mâini, să folosești spirit sau apă oxigenată, cum folosesc eu acum, da? Să fii curat când pui mâna pe membrană, că este apa ta sau apa clientului. Ok, acum desfacem asta de aici, ca să vezi cum arată în cealaltă parte. Are o garnitură mai mare. Deci poziția corectă de a o introduce în carcasă este așa. Da? Și o împing de tot în interior, până când intră complet. N-a intrat complet. Acum a intrat complet. Deci trebuie să fie la față, să nu mai iasă deloc afară. Da? După care vin cu capacul. Și am înfiletat capacul. E suficient cu mâna, dacă strângi tare, nu trebuie neapărat să folosești cheia, ai și cheie. Asta este. Dacă asta folosești cheia, ar trebui să decuplezi furtunul ăsta, că n-ai cum altfel. Dar nu e cazul, cu mâna. Și acum tot sistemul este alimentat. Vasul este legat, totul este legat. N-am de făcut decât să vin și să deschid apa. Dar să-ți mai spun un lucru. Piesa asta, cred că n-am spus nimic despre ea. Asta vine între, deci asta este piesa de antiinundație. Și cred că am uitat să spun. Foarte important. Deci, cred că am spus. Ce n-am spus este că vei avea în pachet două pastile. Nu pune nicio pastilă aici, pentru că se pune aici pastila respectivă, așa, că atunci când ajunge apa să se umfle și să declanșeze această pârghie. Da? Nu pune nicio pastilă până nu termin instalarea de făcut. Complet. Pentru că din greșeală vei da apa acolo poate și vei strica o pastilă. Ai două, ai și una de rezervă. Dar de ce să strici o pastilă când poți să nu faci asta? Adică nu pune pastila până când ai terminat și n-ai dat drumul la sistem, a curs apă prin el, vezi că totul e în regulă, vii, desfaci asta, vezi că e uscat acolo, ai pus pastila și ai armat. Și ai terminat. Ok? Deci fă asta cu pastiluța la sfârșit de tot, când ești sigur că totul uscat. Acum, să spunem că totul este instalat, inclusiv partea asta, dar nu ai pus pastila, așa cum am zis, vin și dau drumul la apă. Ok? Dau drumul la apă, adică în poziția asta. Sistemul l-am băgat în priză. În momentul în care apa ajunge în sistem, începe și produce apă. Se aude un zgomot, pentru că pompa e mai zgomotoasă pompa la început, care are aer în ea, până când trece apă bine prin ea. Și lași robinetul ăsta deschis. Ok? Ca să iasă aerul din el. Dar nu numai aerul. Va ieși praf de cărbune din membrană.
nu din membrană, scuze, din postfiltru. E normal să iasă niște praf negru de cărbune, pentru că toate sunt noi. Ok? Va ieși praf negru pe acolo, lasă să curgă jumătate de oră. Fără nicio problemă, lasă să curgă jumătate de oră. Da? După aceea, ți-ai terminat treaba. Poți să închizi ăsta și în momentul în care închizi, va începe să umple vasul. Nu te mira dacă firicelul este foarte mic de subțire de apă. Este normal. Aia e viteza de producție a membranei. Dar când vasul va fi plin, va curge normal. Vei avea debit bun și presiune bună. Dar debitul va fi bun, de 1,5, poate 2 litri pe minut. Okay? Dar la început, pentru că vasul este gol, este normal să curgă ușor. Spălarea membranei. Am spus să lași jumătate de oră să curgă. După ce ai lăsat jumătate de oră să curgă direct prin acest robinet și l-ai închis, începe și se umple vasul. Va dura jumătate de oră, 45 de minute, va dura până se va umple vasul. Okay? De unde știi când se umple vasul? Când se oprește pompa. Dacă pui mâna pe ea și nu mai simți bâzâind sau făcând ceva zgomot, atunci este oprit și vasul este plin. Vin și arunc apa asta. Deci arunc primul vas, arunc, jumătate de oră se duce pe robinet și un vas îl arunc. O arunc pe toată. Când știu că este gol vasul, când va curge un firicel foarte subțire, nu se va opri de tot. Ok? Pentru că membrana, pompa tot produce altă apă. Când am firicelul subțire, am închis. Și se va umple din nou vasul. Și din momentul ăsta pot să consum apa. Ok? E important să arunci această primă apă, pentru că toate filtrele sunt noi. Membrana este nouă și are un conservant în ea. Este important pentru sănătatea ta, nu ți se va întâmpla nimic totuși dacă bei, dar recomandarea producătorului este ca această apă să o arunci. Ok? Nu cred că am uitat... cred că am uitat ceva. În interior sunt cartușele 5 micron cu argint, carbon bloc cu argint, 1 micron cu argint. Ele sunt fără țiplă în ele. Carcasele sunt deja strânse, nu mai ai de ce să umbli aici. Nu umbla. Dacă ești curios, desfă și uită-te. Dar dacă ești curios și te uiți, atenție când desfaci la O-ring. Am să-ți arăt eu acum ce înseamnă asta, da? Ok? Nu-ți recomand să faci asta, dar dacă totuși ești curios ce e în interior, uită-te. Da? Este cartușul în interior, dar atenție la O-ring-ul ăsta deasupra, să nu cadă. Poate să cadă de pe șanțul ăsta. Trebuie să-l pui înapoi exact pe șanț, să vii cu carcasa dreaptă aici, să te uiți că este O-ring-ul aici și să strângi. Da? Pentru că dacă ai strâns strâmb pe O-ring, n-a fost pe locul lui și l-ai l-ai prins greșit, poți să-l tai, să-l rupi, să nu mai calce. Am strâns cu mâna, de obicei este absolut suficient, dar pentru siguranță încă un pic cu cheia. Atenție, un pic, da? Nu toată forța pe care o ai. Atât. Ok? Și asta e tot. Și acum sistemul tău este instalat și poți să bei apă. Sper că te-a ajutat. Video-ul e cam lung, dar n-ai cum altfel la o instalare și la explicații de tipul ăsta să faci. Ok? Îți mulțumesc pentru atenție, îți mulțumesc pentru răbdare și spor la treabă, Emanuel Toader de la Azura.ro. Te salut din nou. Mi-am dat seama că nu am explicat poziția acestei piese, unde se pune ea. Am explicat in, că intră aici, out, că iese aici. Am explicat cum funcționează pârghia, dar n-am explicat unde efectiv pui piesa asta și cum o instalezi ca să funcționeze anti-inundația, adică să oprească când vine apă. Cer scuze, sunt și eu om și greșesc. Așa că în continuare videoului celălalt vin cu piesa asta și o explic cum se instalează. Am să întorc camera ca să și arăt cum se pune, da? Ok? Deci, asta este piesa pe care trebuie să o pun undeva lângă filtru. Fie o pun în față, fie pe lateral, fie pe spate, da? Deci pot să o pun chiar și în spate undeva, nu contează unde, da? Contează ca din piesa asta să intre la in. Adică aici, unde scrie in. Uite, vedem cum scrie in aici, da? În piesa asta și out-ul să se ducă aici, da? Asta m-a explicat-o, dar poziționarea, voiam să explic, oriunde și după care folosești două holșuruburi care vin în pachet, da? Adică unul aici în partea asta, unul aici în partea asta și se prind jos în partea, în podea.
sau un blat sau un ceai, lângă filtru, undeva. De ce? Pentru că atunci când vine apa și ajunge apa jos, partea asta va fi împinsă în sus, va declanșa și va opri apa. Ok? Ca să se întâmple asta, trebuie să pui pastila aici, dar asta am explicat-o deja. Adică pastiluța, după ce ai terminat de instalarea și totul este uscat, te asigur că e uscat, ai ridicat, ai pus pastiluța în gaură aici, după care ai armat și asta este tot. Deci asta n-am explicat-o. Ea trebuie să fie prinsă pe podea, nu în aer, pentru că dacă e în aer, nu ajunge apa la ea, adică nu are niciun sens, nicio logică. Îmi cer scuze că am fost căscat, că nu mi-am dat seama că n-am explicat treaba asta. Este greu când faci un astfel de video să ții cont de toate amănuntele, încerc, dar e câteodată complicat și pentru mine. Mulțumesc pentru atenție, Emanuel Toader de la Azura.ro.